cocoș din rasa Phoenix, varietatea auriu, rasă ornamentală, rasă ornamentală foarte cunoscută în întreaga lume, crescută exclusiv pentru frumusețea ei. La prima vedere pare un cocoș comun, însă în momentul în care filmăm coada, constatăm că vorbim despre o pasăre cu totul și cu totul deosebită. Rasa Phoenix, rasa ornamentală, după cum spuneam, cocoșii se țin în anumite condiții, așternut întotdeauna. În general se țin ca și papagalii pe niște rasteluri, pentru ca podoaba lor, coada, să nu se tocească. La acești cocoși, coada crește toată viața. Deci odată cu vârsta, coada lor devine din ce în ce mai mare. Și nu numai coada, ci și lanțetele. După cum se poate observa, lanțetele, aceste pene mari sunt din ce în ce mai lungi. Iată, mă rog. Eu, pentru că filmez singur în acest moment, nu are cine să-mi țină cocoșul și de aceea nu se vede așa cum trebuie, la adevărata lui valoare, la adevărata lui frumusețe. Dar coada acestui cocoș măsoară mult peste 50 de centimetri. Și el este încă un cocoș tânăr. Un cocoș Phoenix de 6-7 ani ar avea o coadă de 1 metru și ceva, 2 metri, poate și mai mare, dacă este îngrijit în condiții corespunzătoare.